Centrul Cultural Sofia Vicoveanca a găzduit spectacolul Toamna se numără bobocii, un eveniment organizat de Asociația Culturală Flori Vicovene, care a adus pe scenă peste 100 de copii talentați cu vârste între 3 și 16 ani. Micii artiști au prezentat un program de jocuri populare la care au lucrat timp de 3 luni de pregătiri și repetiții intense. Printre momentele artistice remarcate s-au numărat ansamblul Flori Vicovene și grupul vocal Floricelele Vicovene, iar pe scenă au evoluat artiști precum Mihai Hrincescu, Liliana Ursachi, Alexandru Cozaciuc, Maria Țugui, Diana Hrihor, Getuca Schipor și Bianca Hrișcă. Evenimentul a fost susținut cu sprijinul primăriei orașului Vicov de Sus, al domnului primar Vasile Iliuț și a beneficiat de implicarea primarului comunei Vicov de Jos, Vasile Țugui, care a facilitat desfășurarea spectacolului. Atmosfera a fost una festivă, iar publicul prezent a aplaudat îndelung performanțele tinerilor artiști, care au demonstrat pasiune și devotament pentru tradițiile populare. Avem ajutoare de mediație, după cum văd la numărat, așa că nu pot decât să mă bucur. Vreți să mă împărtășesc secretul, însă secretul prea este. Este vorba doar de multă muncă, aș spune și pasiune. Chiar dacă a fost obositor în unele zile să ne întâlnim, atât pentru mine cât și pentru copilași, cred că rezultatul este unul foarte bun. Și vom încerca să scăpăm de emoții, dacă ne veți ajuta și dumneavoastră, astfel încât să avem un spectacol reușit și de povestit mai departe.
Să-mi lasă-mi și mă.